Liceului Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu, acești minunați copii, dirijați de doamna profesoară Grațiela Popescu, cea care de ani de zile ne aduce aici pe acești îngerași, care, iată, ne-au emoționat, cred eu, până la lacrimi, amintindu-ne de cele mai frumoase clipe din viața fiecăruia. Și mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Nicolae și îl rugăm pe Sfântul Nicolae să ocrotească școala aceasta de acești minunați copii și să-i călăuzească, să le călăuzească pașii în viață ca să fie bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu și să slujească țării și bisericii. Pentru că, iată, învață într-un liceu pedagogic pe de o parte și țara are nevoie de buni pedagogi și ortodox, pe de altă parte, pentru că biserica are nevoie de buni creștini pentru mai departe. Îi felicităm și le mulțumim și, bineînțeles, așa cum știm, Sfântul Nicolae, Moșul Nicolae, a pregătit un dar pentru toți copilașii, pentru că este un sfânt al darului și toți copilașii vor primi un mic dar de la Moșul Nicolae. Sunt sigur că Moșul a venit și la voi acasă, dar a venit la noi la biserică.